toate știutor, a toate văzător, cel milostiv și îndurător. Toate lauda și slava sunt numai pentru El. Pacea asupra voastră, assalamu alaikum. Aș vrea să vorbim un pic despre nemăsurata îndurare pe care Bunul Dumnezeu, Unicul Dumnezeu, Allah Preanaltul, o dă omenirii printr-un simplu zâmbet sau o vorbă bună, care sunt considerate pomană. Un zâmbet și o vorbă bună sunt considerate pomană. Și bineînțeles, pentru această pomană primim foarte mare răsplată. Am putea crede sau considera că pomana este atunci când dăm cuiva bani sau dăm ceva de mâncare sau dăm niște haine, chiar vechi. Nu, nu este doar atât. Și trebuie să înțelegem primordial un lucru, că sufletul îl avem de la Dumnezeu. Sufletul nostru este de la Dumnezeu. Iar pomana pleacă din sufletul nostru, din intenția noastră de a face un gest deosebit doar de dragul lui Dumnezeu. Atenție, de dragul lui Dumnezeu. În Coran, la sura 2, capitolul 2, versetul 263, Dumnezeu ne spune: o vorbă cuvincioasă de iertare este mai bună decât o milostenie, adică o pomană, după care urmează o ocară. Deci, însuși Dumnezeu ne atrage atenția asupra vorbei bune pe care trebuie să o avem tot timpul și totodată ne mai spune că este rău atunci când faci o pomană și îi spui o vorbă de ocară persoanei care ai făcut pomană. Degeaba îi dai de mâncare dacă îl cerți. Degeaba îi dai o, nu știu, o haină sau niște bani dacă ai pretenții de la el. Deci nu trebuie să avem nicio pretenție, pomana trebuie să fie numai și numai de dragul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne aduce aminte, ne rememorează, ca să spunem așa, acest fapt și mai mult ne spune că o vorbă bună, o vorbă bună, este chiar mai importantă decât această pomană. Profetul Muhammed, pacea să fie asupra lui, ne spune: fii cu frică de foc chiar dacă faci pomană o jumătate de curmală. Iar cine nu găsește nici această jumătate de curmală, să facă pomană un cuvânt frumos. O jumătate de curmală. Cât de puțin e o jumătate de curmală? O îmbucătură de măr, o jumătate de prună, un strugure, un bob de strugure. Cât de puțin e acest lucru și aceasta când o faci, trebuie să fii cu frică de foc, adică trebuie să fii cu frică de iad, cu ceea ce ar putea să întâmple. Pentru că atunci când faci o pomană, trebuie să o faci din suflet și de dragul lui Dumnezeu, nu cu un interes, nu ca să aștepți o răsplată de la cel la care ai făcut pomană. Și din nou ni se atrage atenția, de către profetul Mohamed, pacea să fie asupra lui, de către trimisul lui Dumnezeu, ni se atrage atenția că o vorbă bună, o faptă bună, un cuvânt frumos, este foarte important. În altă pildă, trimisul lui Dumnezeu, pacea asupra lui, ne precizează: nu considera a fi neînsemnată nici cea mai mică faptă dintre cele bune. Chiar și atunci când îl întâmpini pe fratele tău cu un chip, primitor, faci o faptă bună. Deci simplu fapt că întâmpinăm pe cineva cu un chip primitor este o faptă bună. Din Coran și din învățăturile profetului Muhammed, pacea asupra lui, învățăm faptul că un zâmbet este pomană, învățăm faptul că un chip luminos
o vorbă bună este pomană și pentru aceste simple, minuscule, minore fapte, noi primim o răsplată extraordinară în cea mai importantă zi a existenței noastre. Deci, în cea mai importantă zi a existenței noastre, primim răsplată pentru acest lucru, adică în ziua judecății de apoi. Vom fi răsplătiți pentru toate faptele și intențiile noastre. Poate că unii dintre dumneavoastră o să spuneți, bă, du-te și lasă-ne, termină cu prostile. Cum să fie pomană o zâmbet sau un chip luminos sau o vorbă bună? Nu poți să faci o ciorbă cu un chip luminos, nu poți să faci o tocăniță cu o vorbă bună și nu poți să faci o friptură sau să te îmbraci cu un cuvânt frumos. Parțial, aș putea să fiu de acord sau chiar sunt de acord cu acești domni, cu aceste persoane care spun că nu poți să faci o ciorbă dintr-o vorbă bună. Într-adevăr, nu te poți îmbrăca dintr-un zâmbet. Sunt perfect de acord. Dar nu sunt de acord că nu este pomană. Este o pomană extraordinară, este o pomană deosebită pentru care primim o răsplată minunată. Încercați fiecare dintre dumneavoastră să vă gândiți cam în ce stare sufletească sunteți când nu vă merge bine într-o zi. Când, nu știu, v-ați certat cu șeful sau cu vecinul sau pur și simplu afacere nu a mers. Toate se întâmplă una după alta și la un moment dat, în miezul zilei, vă dați seama că toate problemele lumii sunt pe umerii dumneavoastră și viața dumneavoastră chiar nu mai are sens, pentru că nu merge așa cum v-ați dorit, pentru că cineva a spus ceva urât despre dumneavoastră, sau v-a bârfit, sau nu a apreciat un lucru bun care l-ați făcut și pentru care dumneavoastră ați investit foarte mult suflet chiar, nu bani sau timp, vorbim de suflet, de ceea ce este cel mai important. Gândiți-vă ce stare oribil aveți. Vă simțiți cu un suflet chinuit. Mintea dumneavoastră nu mai judecă. Cele mai negre scenarii vă apar în minte în permanență. Parcă nici aerul nu se mai poate respira. Dacă beți o gură de apă, parcă și apa este amară. Totul este negru, totul este rău, totul este urât. Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră ați avut măcar o singură dată în viață un astfel de moment. Imposibil să nu fi avut un astfel de moment în care credeți că totul stă pe umerii dumneavoastră, lumea însăși este pe umerii dumneavoastră. Iar în acel moment, o persoană, oarecare, nu importă cine, deci nu are absolut nicio importanță cine, poate să fie un cunoscut sau un necunoscut, amabil, vă întâmpină cu un zâmbet, vă întâmpină cu o față luminoasă, vă întâmpină cu un salut voios. În momentul în care vedeți chipul luminos a persoanei respective, vedeți că vă oferă bucurie și acel salut fericit, aveți sentimentul că trebuie să-l luați decât să-l trântiți de pământ, să vă răzbunați pe el, pentru că este absurd ca cineva să fie fericit sau să fie bucuros sau să fie cu un zâmbet pe față și un chip luminos când dumneavoastră aveți atâtea probleme. Este o reacție, aș vrea să vă spun, normală. Este chiar normală. Omul are tendința că atunci când el e supărat să dorească ca toată lumea să fie supărată. Dar nu întotdeauna când el este fericit, își dorește ca toată lumea să fie fericită. Aici este greșit. Pentru că omul trebuie să-și dorească ca tot timpul el să fie fericit și tot timpul cei din jurul lui să fie fericiți. Ei bine, vă întâlniți cu această persoană. După zâmbetul care vi-l oferă cu plăcere și cu bucurie, vine și o vorbă bună, o vorbă caldă.
normal că acea dorință primară de a vă certa cu el, de a-l lua de gât, de a-l trântie pământ, dispare. Dispare și o să rămâneți o clipă, măcar de aparențe, să răspundeți la salut. Dar vorba plăcută, zâmbetul cald, chipul luminos al celui care v-a oprit, are să vă liniștească. Are să vă dea jos de pe umeri, poate nu toate problemele lumii pe care aveați impresia că le cărați în spate, dar măcar o parte dintre ele. O să simțiți că puteți îndrepta umerii. Sufletul dumneavoastră se va liniști. Mintea se va limpezi. Și dintr-o dată o să realizați că nu mai este chiar atât de gravă situația. Că nu trebuie să disperați. Că mai există o posibilitate. Că nu mai vreți să vă certați cu nimeni. Și poate chiar o să zâmbiți. Poate chiar o să lumineze atât chipul dumneavoastră, cât și sufletul dumneavoastră. Și în momentul ăla, cu spatele mai drept, cu sufletul liniștit, cu mintea limpede, o să mergeți mai departe. După câteva replici, o să vă despărțiți de persoana respectivă și o să vă continuați drumul. Acum, cred că ați înțeles de ce Dumnezeu, în nemărginita Lui înțelepciune, ne răsplătește pentru un zâmbet cald, pentru o vorbă bună, pentru un chip luminos pe care le oferim celor din jurul nostru. Haideți să vedem și varianta în care ne-am fi întâlnit cu o persoană care nu ne-ar fi dăruit un zâmbet, un chip luminos sau o vorbă bună. Ce s-ar fi putut întâmpla în această situație? Eram supărat, eram nervos, eram trist, nebunit. Nici nu eram atent la ceea ce se întâmplă. Nu eram atent la oameni, nu eram atent la mașini, la traversarea străzii. Și la un moment dat trebuie să traversez strada, da? Nu verific, stânga, dreapta, nu mă uit, pur și simplu trec. Nu mă uit dacă este roșu sau verde. Trec. Un moment de neatenție. Un moment, o clipă de neatenție. Am trecut strada. Vine mașina, bum, m-a lovit, am terminat, am murit. Sau ajung în spital. Înfiorător gândul, da? Dar asta din cauza că eram cu problemele lumii pe umărul meu, eram cu gândul în cu tot o altă parte, eram gândit, super gândit, extraordinar de preocupat de orice lucru care, oricât de important ne-ar părea nouă în acel moment, să știți că valorează foarte puțin. Mi-am pierdut viața, am ajuns în spital din cauza că eram supărat. Dar toate lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat dacă ne-am fi întâlnit cu persoana care ne acordă un zâmbet, care ne acordă un chip luminos, care ne dă o părticică practic din sufletul lui, care ne face o legătură chiar micuță, micuță cu Dumnezeu. Prin acel zâmbet, prin acel chip luminos, vorbă bună, ne face o mică legătură cu Dumnezeu. Iar noi ne amintim de Dumnezeu, iar Dumnezeu dă jos de pe umerii noștri toate aceste probleme, ne limpezește mintea, ne curăță sufletul. Și atunci vom fi atenți când trecem strada și n-are să ne calce mașina. Se poate întâmpla să nu mă calce mașina, dar mă duc acasă. Acasă, nervos, supărat, mă cert, nu știu, cu copiii, cu soția, cu soacra, care e cel mai grav. Glumesc. Deci, se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla ca omul să ajungă să ia niște decizii extraordinar de
nefaste pentru viața lui în acele momente. Dar toate lucrurile astea nu se întâmplă și nu s-au întâmplat și nu se vor întâmpla pentru că dumneavoastră o să vă întâlniți cu un om care vă acordă păticică din sufletul lui. Prin acel zâmbet, prin acel chip luminos, prin acea vorbă frumoasă. Deci sunt foarte multe lucruri care s-ar fi putut întâmpla, negative, dacă nu v-ați fi întâlnit cu persoana care să vă acorde păticică din sufletul lui prin acel zâmbet și vorbă bună. Acum, cred că este clar pentru toată lumea de ce Dumnezeu, în imensa lui dragoste față de noi și în nemărginita lui îndurare care o are față de noi, ne-a învățat să zâmbim. Ne-a învățat să vorbim frumos. Ne-a învățat să salutăm. Și mai ales pentru toate aceste lucruri ne și răsplătește. Aș vrea să vă amintesc celor care știu și să le spun celor care nu știu un alt verset din minunatul Coran, care este numit și Coranul cel dăruitor. De ce? Pentru că el ne dăruiește învățătură pentru această lume și ne dăruiește știință pentru a ne pregăti pentru cealaltă. În capitolul 57, la versetul 18, ne spune: aceia care au făcut milostenie și acelea care au făcut milostenie, adică și bărbați și femei, i-au dat lui Dumnezeu un împrumut minunat care li se va înmulți și vor avea ei parte de răsplată generoasă. Deci și bărbații și femeile care au făcut milostenie, care au dat un zâmbet, care au dat o jumătate de curmală, o boabă de strugure, o vorbă bună, un salut, vor avea răsplată. Vor avea o răsplată înmulțită. Deci nu doar pentru, ci de mai multe ori. Adică acel zâmbet și vorbă bună pe care le oferiți celorlalți sunt o pomană, o milostenie. Iar milostenia este un împrumut făcut lui Dumnezeu, care ne va răsplăti pentru acest împrumut care îl facem în timpul vieții, ne va răsplăti, cum am spus, în cea mai importantă zi a existenței noastre, în ziua judecății de apoi. Oare există om pe pământul ăsta care să nu-și dorească să-i facă un împrumut lui Dumnezeu, creatorului lumilor, creatorul cerurilor și a pământului? Există cineva care nu vrea ca în ziua judecății de apoi să aibă de primit de la Dumnezeu? Gândiți-vă că este atât de simplu să zâmbești, iar Dumnezeu te răsplătește înmulțit pentru acest lucru. Să vorbești frumos, iar Dumnezeu te răsplătește înmulțit. Este înspăimântător gândul că am avut șansa de atâtea ori să zâmbim și să primim răsplată pentru acest zâmbet și nu am făcut-o. Dar, eu vă spun, nici acum nu este târziu. Puteți începe din acest moment. Din acest moment puteți începe să-i faceți împrumut la Dumnezeu. Să-i faceți împrumut Creatorului Lumii. Cum? Simplu. Zâmbiți la familia voastră, zâmbiți la prietenii voștri, zâmbiți la necunoscuți sau mai puțin cunoscuți, vorbiți-le frumos, arătați-le un chip luminos, ascultați-i când îi doare și tratați-i așa cum dumneavoastră ați dori să fiți tratați. Sau chiar mai bine, mi-amintesc că o altă învățătură în care ne spunem: și când sunteți voi salutați, salutați cel puțin la fel sau chiar mai frumos.
din nou, din nou și mereu aceeași învățătură ne trimite Dumnezeu prin Coran și prin ultimul lui trimis, Mohamed, pace asupra lui, prin care ne îndeamnă, ne învață, ne spune și că vom fi foarte bine răsplătiți pentru a fi buni, pentru a vorbi frumos, pentru a da un zâmbet celuilalt, pentru a face milostenie. Prin aceste simple gesturi și atenție, la îndemâna oricui, la îndemâna fiecăruia. Închei cu speranța că am reușit să vă spun o vorbă bună și trăiesc cu convingerea că pentru asta Dumnezeu are să mă răsplătească, pentru că i-am făcut un împrumut exact cum El m-a învățat. Dumnezeu să vă aibă în paza Lui pe toți, pacea să fie asupra voastră, assalamu alaikum.